Salutare tuturor, aici este Bossrider și bine ați revenit la un nou episod cu Destiny, arme exotice. De data asta o să ne uităm, suntem pe Warlock-ul meu pentru că l-am făcut și pe ăsta level mare, plus gear, aproape gata de raid, 2-3 items și suntem gata de raid, gen boots noi, deși boots ăștia sunt foarte hardcore, deși mi-ar trebui legendary. Bine, asta hai să nu ne uităm. Astăzi ne uităm tot la fel o armă de anul 1, upgradată la anul 2. Este vorba despre Invective, cred că cel mai folosit shotgun din PvP. De ce? E bine, o să vedeți imediat. Shotgunul ăsta, după ce că are fire damage și arată bestial as fuck, are și full auto. Deci puteți ține apăsat pe buton și trage ca un nebun. Deci, cum să vă zic, shotgunul ăsta e mai mult decât super, super folositor. Are și range decent pentru un shotgun. Reload-ul și stabilitatea sunt destul de mici, adică veți sta puțin să-l încărcați și toate alea, dar avem destul de multe perk-uri destul de bune. O să vedeți imediat la ce mă refer. Din nou, îmi pare rău că nu l-am upgradat, de bai l-am primit la o engramă și nu pot să-l stau imediat, pac, 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 upgrade, 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 upgrade. Ok, hai să ne uităm ce parcurs are. Deci are full auto, după cum bine v-am spus. Are accurized ballistic, mai mult range și impact. Deci poate cauza stun și are range destul de mare. Field choke, more range and impact, dar crește recoil-ul, ceea ce o să ne arunce ținta în toate direcțiile. Linear compensator, more predictable recoil, adică ne crește stabilitatea și range-ul. A, nu! Recoil-ul e mai previzibil, dar tot crește și avem mai mult range și impact. Aici avem final round, ultimul glonț din, nu știu, cartuș, magazin, cum vezi voi să-i spuneți, cauzează mai mult damage, ceea ce e mai mult decât perfect, mai ales că niște în PvP și te chinui să te bască 2-3. Quick draw, arma asta poate fi schimbată foarte repede, adică dacă ești pe primary weapon și vrei să schimbi repede pe asta, se schimbă foarte repede. Fieldstock crește stabilitatea, nu cu mult, dar suntem cu un shotgun, deci e normal ca stabilitatea să fie destul de low. Send it, increase range and accuracy, harder to handle, deci ținta va zbura în toate direcțiile și scade ammo pe care putem să-l avem la armă, lucru pe care nu cred că-l vrem. Iar Invective, parcul special de armă, arma asta își regenerează ammo pe parcurs. Deci e un fel de combinație de, cum se cheamă, de icebreaker, dacă cei care jucați Destiny știți la ce mă refer. E acel sniper care nu puteai să iei ammo pentru el, ci trebuia să aștepți să se regenereze pe parcurs. Dar, după cum vedeți, shotgunul ăsta e mai mult decât grozav. Un singur hit la cap și totul pică instant. Iar, cum se cheamă, modelul shotgunului e atât de plăcut. Adică arată exact că el are fire damage. Acum se vede că cum tragi în continuu. Deci eu doar, vă zic, acum eu doar țin apăsat pe buton, nu fac ceva special. Vedeți, trage singur, automat, fire rate-ul fiind decent pentru a face, să-ți asiguri kill-ul. Adică nu e un fire rate care să zici, oh, nu, dacă țin apăsat nu cred că poți să mori instant pe cineva în PvP. Ei bine, poți. Poți să mori, nu doar în PvP, în orice, poți să tai prin inamici foarte ușor cu Invective-ul. Invective a fost shotgun-ul preferat și în anul întâi, pentru că am avut arma asta și anul trecut în Destiny, înainte de Taken King. Iar tot ce pot spune e că e o armă pe care m-am bazat foarte mult și, cum să zic, în PvP mi-a garantat un, nu știu, un kill streak de vreo 13. Dacă nu am uitat eu sau ceva, dar mi-a garantat un kill streak de 13. Cum se cheamă, treceam prin inamici foarte, foarte ușor. N-are un reload foarte mare pe cât mă așteptam. Gen, cum se cheamă, în stats-uri spunea că are un reload destul de micus, dar aparent am fost mințit. Ok, hai să ne descurcăm, avem un glonț, dar nu avem perk-ul ca să ne regenerăm ammo, așa că probabil nu o să meargă așa de bine. Și am rămas fără ammo deja. E, asta e. Asta e. Hop, și ne-am cărat de aici. Asta e o armă pe care am primit-o de la un strike. E o armă specifică de strike. Mai nou, strike-urile pot garanta un fel de loot specific de strike. E un hand cannon destul de bunicel, dar nu suntem la review-uri de, cum se cheamă, de arme legendary. Deci da,
Asta e invective, un shotgun pe care mai mult ca sigur te poți baza, deoarece este foarte, foarte bun. O să ne mai uităm la un alt shotgun mai târziu. O să vedeți exact și o să vă spun imediat diferențele și între invective și celălalt shotgun pe care l-am, tot la fel exotic. Data viitoare cred că ne vom uita la Herefter, nu știu cum se citește numele acestui sniper. Ne vom uita data viitoare la el și o să facem un micuț review și pentru el. Dar până data viitoare, nu uitați să dați like, subscribe, share și comment dacă vreți să ajutați canalul și eu v-am lăsat aici cu video-ul ăsta și ne vedem data viitoare. Pa, pa!